chirurgie estetică și servicii anglice. Și având în vedere că avem foarte mulți parteneri, colaboratori deja în această zonă care ne este și dragă, ne-am hotărât să transferăm o parte din serviciile noastre și aici. Poate sunt manupere, și o să vedeți, deosebit de interesante și cu rezultate foarte bune, dar care poate nu justifică, știu, o călătorie de 100 de kilometri sau 80 de kilometri până la Cluj și, ca urmare, ele se pot face aici. Va fi o echipă multidisciplinară care va transfera tehnologie de la Cluj aici și totodată activitatea va fi permanentă și în această locație pe anumite manopere pe care le veți putea găsi în permanență în această locație, deosebit de frumoasă din Severus. De altfel, în partea a doua o să avem o parte din aceste tratamente deosebit de interesante și această tehnologie o să o vedeți live și vă lansez invitația. Programele se pot vedea. Dacă doriți să beneficiați de un astfel de tratament ca model, putem să vă facem o invitație și să vă injectăm sau vedeți diferite tehnologii, radiofrecvență fracționată, VLA-Shay, pe care o să le exemplificăm pe urmă. Va fi o parte mult mai interesantă decât probabil partea aceasta teoretică. La Cluj-Napoca avem deosebită plăcere să lucrăm cu unul dintre distinși dermatologi cujeni, profesorul Alexandru Dădaru, care îi mulțumesc că a venit astăzi aici și îi invită pe domnul profesor să ne facă o scurtă prezentare despre acest domeniu, tot să fie interesant. Este să fac o introducere și să dau câteva explicații despre ceea ce sunt convins că toată lumea din această sală știe. Medicina estetică, medicina anti-aging, dermatocosmetologia. Ideea este că anumite proceduri medicale, în esența lor, ajută la combaterea proceselor naturale de îmbătrânire. Cel mai mare prezent în această sală. Oricum, se extind aceste proceduri, avem o cerere din ce în ce mai mare. Este o cerere pentru că toată lumea este din ce în ce mai bine informată. Este o cerere pentru că toată lumea de aici știe despre injecții cu botox, injecții cu acid hialuronic sau alți file, proceduri laser, dar poate nu foarte exact. Mai exact, sigur că da, vor fi informațiile pe care le primiți solicitând o consultație. Nu vom face în cadrul cabinetelor de aici, așa cum nu facem nici în Cluj, nici în altă parte, tratamente la cerere. Vreau acid hialuronic aici. Facem o consultație, specialistul dă un sfat pe care credem că e mai bine să-l urmați și ajungem la o concluzie. Ce ar fi mai bine pentru dumneavoastră, pentru fața dumneavoastră și ce anume se poate realmente face la nivel maxim sau ceea ce își permite, în esență, fiecare la nivel financiar. Dar până la acest nivel, vorbim de medicina estetică. Nu există o specialitate de medicină estetică, așa cum există specialitatea, de exemplu, cardiologie, ORL, oftalmologie. Știi exact, ai o problemă, o boală, la ochi, te duci la oftalmolog. Medicina estetică este câte o părticică din fiecare ramură medicală, o tehnică de aplicare a laserelor, care sunt de altfel foarte numeroase tehnici. Sau produse, indicații de cosmetice, prefer să le spun dermatocosmetice, care mențin sau redau atât cât putem corpului omenesc. În general, ne referim la întregul corp. Tegumentului, în special, un aspect bioestetic maxim posibil. Am vorbit cu intenție mai rar peste aceste cuvinte, pentru că fiecare înseamnă ceva. Sigur, sunt dermatolog, nu credez prodomo, dar dermatologii au fost printre primii implicați în procesele acestea numite medicină estetică, medicină anti-aging sau dermatocosmetologie, pentru că tegumentul este primul, știu eu, în contact direct
cu ceilalți, interrelaționăm și prin tegume și totodată la acest nivel efectele sunt directe și cele mai vizibile. Întinerim mai dificil ficatul, să zicem, eventual cu esențiale foarte primesc acum, dar pentru tegumente există proceduri bine puse la punct. Un aspect bioestetic maxim posibil, pentru că așteptările sunt mari, iar posibilitățile, atât la nivel de cunoaștere în general, în științele medicale, cât și posibilitățile tehnologice, în primul rând, sunt limitate. Nu putem face decât anumite lucruri. De regulă, ni se cere sau ni se cere sfatul dacă nu se poate face mai mult. Și prin discuții tragem o linie. Cam până aici putem să facem. Și ca exemplu, sigur, dermatologia, chirurgia plastică, nutriționiștii, iarăși intervin în toată această medicină estetică. Ideal este un complex de măsuri, flebologi și așa mai departe. Ce putem face la nivel de tegument? Să refacem hidratarea normală, e vorba de pielea uscată, uneori să refacem gresarea, stratul lipidic de suprafață al pielii și mai ales al părului, pentru că știți foarte bine, apare păr gras, dar și păr uscat, păr friabil, păr care se despică, revitalizarea tegumentului în general și combaterea ridurilor, combatem. Nu le putem înlătura odată și definitiv. Pentru un timp le combatem, le reducem. Încetinim pe cât posibil îmbătrânirea cutanată, combatem acneea și tuberoza, diverse pigmentări, într-adevăr sexul feminin este mai afectat de aceste melasme, se cheamă pigmentări ale feței, părul care apare, mai ales de la o vârstă încolo, pe unde nu trebuie, bărbie, mustață, hipersudorația uneori, combatem sau reducem cicatricile cutanate, mai ales cele rămase după acne și privind corpul în general, celulita, vergeturile, chiar și în oarecare măsură supraponderea corporală, veți vedea în prezentarea care urmează, pot fi combătute, ameliorate, pot fi ameliorate excelent prin proceduri fizice. Și aici vă dau câteva exemple, poze pe care le-am ales. O piele prea uscată, xeroza cutanată, arată așa. Nu are nevoie de proceduri, are nevoie de creme numite dermatocosmetice hidratante. Dar sunt creme care depășesc nivelul cosmetic obișnuit. Sunt dincolo de, știu, săpunul cu glicerină, crema cu glicerol și așa mai departe. Sunt produse care folosesc substanțe farmacologic active, dovedite a fi active în domeniul hidratării, plus creme înglobate în cremele obișnuite de tip cosmetic. Xeroză cutanată. Riduri. Bine, am mers la extrem. În această situație nu putem ameliora foarte mult, dar poate că 50% reușim totuși să mai facem să nu se vadă. Cam asta este expresia corectă pentru o perioadă. Cam 6 luni. Față, ceafă. Pete. Petele apar la multe lume. Petele pot fi înlăturate prin diverse metode cu produse, respectiv cu creme depigmentante, cu efect foarte lent. Avem nevoie între 6 luni și un an de zile pentru a le înlătura. Sau cu proceduri fizice, care înseamnă, în general, proceduri laser adaptate petelor pigmentare de vârstă naturale. Mai apar și prin supraexpunerea solară și, evident, pot să apară într-un context de boală. Diverse boli endocrine care le favorizează. Aici trebuie o discuție medicală, trebuie hotărât un diagnostic. E vorba de pete, știu, în cadrul unei disfuncții tiroidiene sau pur și simplu de vârstă și poate cu supraexpunere solară. Dar pot fi îndepărtate cicatrici post-acne. Dacă nu pot fi îndepărtate complet, pot fi reduse foarte mult și avem aceste proceduri la îndemână.
liniuțele acestea foarte fine, roșii, pe obraj, prezente atât la femei cât și la bărbați, poate mai frecvent chiar la bărbați, se cheamă telangiectazii. La ora actuală, aș zice că reprezintă deja o procedură simplă cu ajutorul laserului, prin care pot fi șterse. Și nici nu e nevoie decât de maximum două ședințe. Laserul, pur și simplu, coagulează sângele și numai sângele prezent în aceste dilatații vasculare nu afectează restul tegumentului. Este adevărat. Trei zile nu mai poți ieși ușor în lume pentru că obrajii sunt foarte roșii, e o arsură temporară ca o arsură solară, dar care e cu totul pasageră, trecătoare și din a patra zi dispare și arsura, dar se reduc sau chiar dispar complet și aceste telangiectazii. E unul din domeniile spectaculare ca rezultat. Sau arhicunoscuta, binecunoscuta celulită, care nu are absolut nicio legătură cu vârsta, poate să apară la sexul feminin din tinerețe până în a treia tinerețe, poate fi combătută destul de dificil și necesită toate proceduri, toată lumea încearcă să combată cumva, încercând să slăbească, nicio șansă se văd mai tare. Diete diferite. Nu prea sunt funcționale. Funcționează până la ora actuală proceduri numite mezoterapie, de care am să amintesc, și proceduri care combină factori mecanici, de exemplu un fel de aspirație care face ca un masaj local, cu radiații infraroșii și radiații de tip microunde radio. Este aparatul de la Shell pe care de altfel îl vedeți pe reclama noastră. Și care funcționează suficient de bine. Suficient de bine înseamnă așa, nu înlăturăm celulita complet, dar o reducem remarcabil de mult și cu același aparat se reduce destul de bine numărul de centimetri ai taliei, de exemplu, numărul de centimetri peste coapsă, nu foarte mult. 1, 2, 3, suficient cât să se vadă, fără alte regime deosebite de slăbire. În general, dermatocosmetica, putem să spunem că este conservativă, adică fără niciun fel de intervenții chirurgicale sau alte proceduri. Înseamnă să aplicăm produse, diverse produse, diverse game. La indicație, mai corect, la indicația unui specialist dermatolog. Acestea, cum spuneam mai înainte, conțin produse farmacologice active, direct anti-aging, retinoizi, direct hidratante, multe, printre care ureea este importantă, acidul lactic este important. Revitalizante, depigmentante, care au fost testate științific și au fost utilizate în practica medicală, de unde s-au extins în practica aceasta a dermatocosmeticii și a medicinei estetice. Partea intervențională. Chirurgicale efectiv, toată lumea știe ce este un lifting facial, dar e o operație destul de agresivă, e intervenție chiar importantă. Excizie de cicatrici, liposucțiuni, putem reduce depozitele exagerate adipoase prin proceduri chirurgicale. Nu sunt ușoare, nu sunt lipsite complet de riscuri, sunt intervenții importante. Varicele simple, poate mai ușor de rezolvat. Remodelare corporală, remodelarea sânilor, remodelarea corpului, a abdomenului, a diverselor alte zone, se pot face prin proceduri chirurgicale extrem de costisitoare, de altfel și cu efecte bune sau mai puțin bune. Nechirurgicale, mini-invazive sau non-invazive. Chiar și la conferința de presă care a precedat această reuniune, am vorbit foarte mult amândoi, doctorul Abraham și cu mine, de faptul că folosim aici proceduri minim-invazive sau neinvazive. Minim-invazive înseamnă cel mult o injecție, cel mult un ac care intră prin piele până în dedesubtul ipodermic. Sau non-invazive, complet. De exemplu, laserul nu este invaziv. Este o lumină care penetrează tegumentul. Și este folosită nu o singură lungime de undă, diverse lungimi de undă care au ținte specifice. Adică,
vrem să înlăturăm un păr în exces de pe față, pe o anumită lungime de undă care este absorbită de melanina de culoare mai mult sau mai puțin neagră din firul de păr. Și numai acel lucru este distrus. Restul rămâne intact. Mă rog, oarecare încălzire, sigur, un pic de ritem, cu totul trecător și fără nicio urmă. Vrem de la angiectaziile. Hemoglobina este ținta. Hemoglobina e roșie, trebuie altă lungime de undă, sigur, o lumină de alt tip, care să fie absorbită de hematin. Acestea se încălzesc, se coagulează, dispar de la angiectaziile. Dorim să remodelăm fața, să mai, nu știu eu, ștergem, efasăm dintre riduri. Bun, foarte bine. Altă lungime de undă care ajunge până în dern, încălzește apa, produce anumite modificări locale într-o moleculă numită, toată lumea știe, colagenul dermic și care în final conduce, în final înseamnă 3 luni mai târziu, la ameliorarea, la ștergerea parțială a acestor dermi. Oricum, sunt multe proceduri laser, care conduc la întinerirea aspectului feței, poți șterge aceste urme roșii pe angiectaziile din roza C, pigmentări, excesul de păr și multe altele. Ce mai putem face? Injectări de toxină botulinică, care relaxează musculatura și relaxează riturile mari ale frunții, cât și multe alte efecte pe care o să vorbească domnul Dăstaria mai în detaliu pentru că e cel care le aplică. Și filere, adică substanțe de umplere, nu chiar de umplutură, de umplere, în sensul că le introducem. Gândiți-vă la acest șans, nasolabia, toată lumea are și cu vârsta este inevitabil să se accentueze. Dorim să-l mai ștergem. Se poate introduce acid hialuronic, paranteză, acidul hialuronic este absolut o substanță absolut naturală. Este prezentă în tegumentul tuturor mamiferelor, cel puțin. Toți avem acid hialuronic și toate speciile de tip mamifere au acid hialuronic. Sigur că, da, acel produs industrial este un tip mai modificat într-un singur sens. Molecula e mai lungă, mai mare, a devenit ceva mai viscos ca să persiste. Dacă injectăm molecula simplă de acid hialuronic, în 2-3 zile este dizolvată de enzimele locale, așa cum se întâmplă în mod natural în tegument, și n-am obținut nimic. Este un acid hialuronic polimerizat, care persistă câteva luni bune, adică cel puțin 6 luni. Și ce face? Injectă discret, cu o durere minimală, foarte ușor suportabilă, în fondul, zona cea mai depresivă a piului. După care se trage apul încet, încet înapoi, în urma lui rămâne inacinație, ca și un fel de conductă, dacă vreți, ca și un tub, ca și o șarpantă de acid hialuronic care absoarbe apa din jur, se dilată, ridică ridul și îl șterge parțial. Cât timp? Asta e rolul acidului hialuronic, să mențină apa în der, de fapt, asta face. Cât timp se menține acolo, ridul este parțial șters. Evident și normal, în timp, chiar și acest acid hialuronic mai complex se dizolvă. Este în permanență, există enzime care îl agresionează, detașează bucățele din el, bucățele până când dispare. 6 luni mai târziu lucrurile deja încep să revină. Afro, nu chiar cum a fost înainte, dar se poate relua procedura. Este încă o dată un produs biologic, natural, prezent oricum în organism. Nu generează reacții alergice, reacții de sensibilizare, reacții de corp străin. Așa. Alte proceduri. Cred că ai amintit de acestea. Putem șterge fetele pigmentare, liniile vasculare, excesul de păr, cicatricile post-acneice. Acestea sunt și ariile la care ne adresăm. Am amintit proceduri speciale, acestea sunt invazive, lipoliza asistată, laser, bun, asta o să vedem mai târziu, nu aici. La Cluj e o chestiune, o tehnică nouă de viitor, de exemplu, adică ce vrem să spunem prin asta. Un șorț abdominal, un pic mai mare, mai gros decât am văzut.
spun, poate fi rezolvat prin liposucțiune, o operație chirurgicală relativ dificil de suportat, sau prin lipoliză asistată laser, care este cam ca și laparoscopia. În loc să tăiem mult și să scoatem foarte multe, facem o mică gaură în tegument, introducem laserul, acesta face liza țesutului adipos în exces, după care este pur și simplu absorbit și scos în față. E mai elegant, dar tehnica mai trebuie să fie pusă la punct, vedem ce vizionă. Sau ceea ce există deja și putem face la Cluj în mai multe centre de altă, tratamentul varicelor cu laserul, se introduce laserul pe varice, se trage încet înapoi și în urma lui se coagulează interiorul varicei, care practic cu această ocazie, 3-4 zile mai târziu, dispare. Sau alte venectaziile sunt mult mai ușor de rezolvat. Venectazile nu înseamnă varice. Varice înseamnă ceva, o venă care se vede de la 5 mm lățime încolo, până la câțiva centimetri. Și care, dacă o apăsăm, poate fi depresată. Venectazile, statistic vorbind, cel puțin câteva persoane din această sală trebuie să aibă venectazii, sunt acele liniuțe albastre care apar mai ales pe coapse, pe membrele inferioare. Statistica se validează, domnule. Bun. Aceste venectazii sunt ușor de rezolvat, ca și telangiectaziile de pe față, cu aceeași procedură laser, fără niciun fel de injecție, tăietură, intervenție, sclerozare sau așa mai departe. Deci, iată, sunt câteva lucruri care nu sunt boli. Nimic din aceste lucruri nu sunt boli, dar pe care le putem ameliora. Microdermabraziunea. E o procedură simplă, elegantă, fără efecte adverse. Corectăm unele tipuri de acne, dar mai mult decât atât, e un fel de curățare mecanică a feței. Printr-un jet de pulbere de aluminiu, de exemplu, cu presiune aplicată pe suprafața feței, sunt și diverse alte proceduri de microdermabraziune. Întineresc perioada asta înseamnă 4 săptămâni bune, dau feței un aspect mai luminos. E firesc acest lucru, de ce? De fapt, pigmentul este format și prezintă ridurile evidente, care ne uităm în jurul ochilor, în jurul gurii, în sfârșit. Dar dacă ne uităm cu lupa, are microriduri, oricum, chiar și un nou născut, are microriduri. Cu vremea se accentuează. Cu cât sunt mai accentuate, lumina care cade pe tegument este primisă înapoi într-un mod mai difuz, ceea ce dă un aspect din ce în ce mai tern și mai cenușiu al feței. Cu cât sunt mai întinse aceste riduri, fața, mă refer la față, primul rând, ca și restul tegumentului, reflectă lumina mai bine, mai aproape de o clipă. Și atunci apare aspectul luminos al feței. De aici, aspectul de întinere. Exact același lucru îl fac produsele cosmetice care au alfa-hidroxyacist, respectiv acid glicolic, credeți că acid glicolic, sigur că da, ați folosit, știți, există, se face pe cernale de goană la el. Peeling-ul înseamnă chiar îndepărtarea unei cosmetice. Îndepărtarea mai groasă sau mai subțire sau din ce în ce mai profundă. Funcționează la fel, în același mod întinerește aspectul feței. Se poate face cu acid glicolic în mod sigur, cu acest PCA înseamnă tricloracetic. E nevoie de un specialist care s-a perfecționat în aplicarea tricloracetic-ului. E ca și când a spune acid sulfuric pe față, așteptând să arătați mai bine ulterior. Se poate, dar în român experimental. Nu chiar cu acid sulfuric, totuși cu acid sulfuric. Sau micropeeling-ul cu laser e, aș zice, mult superior, pentru că aparatura respectivă ne permite să îndepărtăm la o distanță fixă, exactă, reglată din aparat, nu din mâna care batijonează fața cu acid hipoacetic, de exemplu. Putem îndepărta, să zicem, doar o treime din epidermis. Sau putem regla, dacă dorim un efect mai profund, jumătate, putem coborâ până în zona dermului superficial. Se poate regla din aparat și atunci efectul este mai consistent și mai sigur. Mesoterapia.
coace și fără ace, cum preferați. Coace e un tip un pic mai eficace, fără ace este mult mai lejer și mai plăcut de suportat. Pentru celulită, în primul rând, se injectează cocktailul, din esență, sau amestecuri de substanțe care au efect în celulită. Nu stau acum să vă plictisesc cu teoria celulitei, pentru că încă nimeni nu știe exact de fapt ce se formează. Există factori hormonali de inducere, există factori de gastrosex, există factori de gastroalimentație, de hidratare. În esență, grăsimea este împărțită în lobuli datorită unor septe conjunctive. În momentul când aceste septe încep să se retragă, apare acest aspect neregulat de suprafața, în special a coapselor, feselor, unde există mai multe supraticoși, care se poate accentua în timp și până reveni. Și iar se accentuează și iar reveni. De ce se întâmplă acest proces? Bun. Crește și scade cantitatea de apă din sete. Dar de ce? Nu știm exact. Cocktailurile respective ajută la reducerea diametrului acestor lobuli. Grăsimea este dispusă așa ca niște mici ghiuțe de tenis. Și totodată la rehidratarea și recâștigarea elasticității setelor conjunctive care întotdeauna sunt prezente în țesutul adipos. Și atunci durerile legate de celulită dispar, se reduce foarte mult, aspectul vizibil devine mult, mult mai estetic și acest lucru se poate obține prin injectare odată de cocktailuri, ceea ce înseamnă mezoterapie, sau prin masajul complex, aici masajul complex, prin aparatul pe care vorbeam, Velashay.